despre FCSB. Și aici vorbim, și Gazmetan este acolo la doar 5 puncte sub campioana României. Cei doi capitani de echipă, Marius Martac de la Chindia și Mario Camora. Meciul e în direct pe Lux Sport. A început aici partida dintre CFR Cluj și Chindia Târgoviște. A Ioane, o degajare ratată, Itu înscrie gol, gol pentru CFR Cluj, o greșeală uriașă a lui Marian A. Ioani. Iată ce greșeală poate face aici portarul Chindianu. Vine Martac în întâmpinare, Bordeanu, centrare șutată, respinsă de A. Ioani. Greșește Ameogo, Bordeanu, bară, gol! Baca CFR-ul să ducă scorul la 2-0. Bate scurt pe un Culio, vine cu centrarea la Sina Traore, încearcă să trimită cu capul, Bordeanu, gol! Pe un pentru Camora, șută lui Camora, gol! Gol marcat și de capitanul CFR-ului, 4-0! Se pune în vederea meciului de pe Olimpico de la Roma, de joia. S-au scurs cele 90 de minute regulamentare, nu e niciun minut de prelungire, e final de partidă la Cluj între CFR și Chindia, 4-0.